Mare problemă era să rămână totuși podul și trecerea asta pe aici. Nu, da, dar stai un pic, de cât să punem asfalt pe toată păi asta? Păi eu așa am zis, domnule, să ne uităm bine, să vedem care e situația. Domnul dirigent de poate să ne spună, care e situația acolo? Nu știu dacă din punct de vedere tehnic putem schimba la ora asta. Dar o întrerupem. Important, domn primar, important că am început să asfaltăm. Dar cel mai important lucru, după 60 de ani de zile, în sfârșit văd un drum județean asfaltat. După 60 de ani de zile. A trebuit să vină Joia Mare și Vinerea Mare și începe lucrările de asfaltare la Călângele. Care... Acum trebuie să le spunem oamenilor deci, că aici m-am născut, aici am crescut. Nu se poate nu-i așa. Doar așa că asfaltăm pe partea acum. Și vom face lucrarea finanțare europeană, adică totul în regulă. Numai că domnul președinte, la 5 km pe de Focșani, să ai tu drum județean neasfaltat, că de aici în sus e neasfaltat, neasfaltat drum județean. Astea suntem, nu mai discutăm. Dar a trebuit dați ani de zile ca acum să l-avem asfaltat în sfârșit am putut. După ce ani de zile. Dar e cea mare bucurie și o legătură, pentru că la 5-6 km departat de Focșani nu se poate, eu circulați intens aici și nu aveam drum. Nu era, era drum de pământ aici. Era drum de pământ aici. Nu se poate așa ceva. Deci acum am pus stratul Binder, nu? Binder, da. Urmează și betonate sau zona asta de pământ, nu? De pământ, feriate, da. În interiorul localității, da. Feriate și trotuare. Acolo trebuie să spunem că mai avem la lucrările de la CUP. Mai sunt de canalizare, dar știu că am vorbit cu ei. Dar până unde? De la intersecție în colos? Ah, până la intersecție. Au schimbat o stație de pompare acolo și ne-am oprit. 300 de metri, dar mi-au promis că... A promis că în 2 săptămâni. Acum, cât o... Nu există. Noi continuăm de acolo acolo, că avem medicină. Am depășat, am curățat. Mai aruncă fiecare care trec pe acolo, ne trezim cu alte probleme. Și n-avem roșiorul, da? Zic bine roșiorul? Roșiorul, de la Cainoc. Nu-i chemat, discutat și... Da, care ne-a reținut.